scoate Bayern 7-0 retur, nu mai contează, putea să vie și Pele pe teren. Și momentul pe care îl visează Bavarezii de 12 ani, decernarea trofeului UEFA Champions League. Timoșuc, un colecționar de vinuri, cred că va face prăpăd în pivnița sa, în crama sa, la întoarcerea în Germania. Are Cupa UEFA, Supercupa Europei și acum UEFA Champions League. Da. Platini întreabă cui o dau? Filip Lahm e acolo, micuțul Filip Lahm. Bayern este noua campioană a Europei. Trofeul în formă de inimă se duce la München. Este desfășurat un steag imens. Un steag al lui Bayern München la centrul terenului. Peste 35, poate 40 de mii de fani bavarezi fac poze acum și aplaudă. Ribery în sfârșit pune mâna pe trofeu. L-a pierdut de două ori. Timoșuc își completează tripla. Îl vedem și pe Pizarro în stânga, în dreapta lui Ribery. Acum Robben, cel care practic a consfințit această victorie. Prieteni, aceasta a fost marea noapte a